Bună seara, prieteni, suntem la minutul 91, FCSB o strivește pe Hermannstadt 5-0, cea mai clară victorie din acest sezon și FCSB practic profită și ea, ca și în CFR Cluj, de pasul greșit al Craiovei și se apropie de liderul clasamentului. Discutăm despre întreaga etapă, o etapă în care Dinamo a arătat dezastruos, în care Craiova a fost bătută pe teren propriu de Clinceni. Practic sunt reperele acestei runde, repet. Avem o singură echipă care nu a pierdut în acest sezon, este vorba de CFR Cluj. Alături de mine, la această oră în platou, se află Cornel Dinu. Bună seara, domnul Dinu. Bună seara. Cristi Balaș, salut Cristi. Bună seara. Mulțumesc de prezență. 5-0, ce impresii v-a lăsat acest meci, domnul Dinu? Simple. Deci, stăteam și mă gândeam în minutul 38, când deja era 4-0 pentru Steaua. Mă gândeam că destul de rar ni s-a întâmplat... Poate chiar în anul ăsta să constatăm o desprindere atât de clară în 30 și ceva de minute de joc. Dar e adevărat, într-o apărare mai mult decât penibilă a celor de la Sibiu, de la Hermannstadt, dacă să ne gândim că la golul 2 și la golul 3, gafele de așezare, de expunere, de atac total aiurea ale lui Viera au fost decisive. E adevărat că primul gol marcat destul de repede, minutul 3, dacă nu mă înșel, de Cristea. Eu nu cred că va mai reuși vreodată o fază de genul acesta, un voleu de maniera aia și în colțul lung. Cred că e, vorbind așa, între ghilimele, la prima abatere în sensul ăsta. Dar, repet... Vreau să vedem aici, domnul Dinu, ce face și Caiado acolo. E adevărat că el este singur în 2 contra 1 pe care îl face FCSB, dar se elimină atât de ușor în fața lui Vână. Nu știu dacă e Caiado, eu nu știu că Caiado, e... Caiado, da. Nu e... O să revedem, practic, pe repunerea din corner a FCSB-ului, Caiado merge acolo pentru a bloca, după care, practic, îl lasă pe Vână și are așa o reacție care nu spune nimic. Iată-l, aici. A, bine, e... Mai mult se de la o parte. Nu, e pe post de planton. Planton stă pe loc. Noi acolo arată până să meargă. Nu, în primul rând că e greșit gândită faza, că în momentul în care sunt doi jucători la corner, care execută, fără cu pas scurt, trebuie să fie doi jucători exact. Și de la echipa adversă. El este prins între doi și face un simplu act de prezență, chiar îi arată cu mâna dreaptă, dacă nu mă înșel. Iar aici, cel care greșește flagrant poziționare, mi se pare... Jucătorul acela blond, cred că numărul 14, nu știu dacă nu, de Lucas, cred. Sau nu, pardon, nu știu dacă nu cumva e... A, nu, este Puștu Florică, cel pe sau care Florică, îl schimbă Florică, în 4, da. După acest, da. Acest gol. A apărut misiune facilă pentru FCSB. Asta a fost impresia, uitându-ne la meci, domnul Dinu. Nu, impresia nu numai este... facilă. Tocmai vreau să spun că mi s-a părut suspect de vulnerabilă partea dreaptă a defensivei celor de la Sibiu, Scarlatache și Cubiera. Scarlatache este deja și schimbat în minutul acela 59, când se operează 3 schimbări, da. Una după alta. Deci îți lasă de dorit și în special... Stăteam și mă gândeam că Viera, dacă nu mă înșel, prima dată a apărut pe la Botoș și pe la Sepsi, după aia... Nu, prima dată pe la Internațional, Curtea de Argeș, dacă nu mă înșel. Da, bine. Cu mult timp înainte. Bine, mult timp înainte, după la Sepsi, unde tot la fel a avut momente destul de dubioase, nu numai de poziționare, ca aici la golul 2 și la golul 3, haideți să ne aducem aminte intrarea aceea criminală care a avut-o la Hagi. Da, la Iași. Iar... ceea ce nu se leagă deloc este și poziția bietului Scarlatache în postură de fundaș dreapta, pentru că sunt mult prea multe... Uite, aici nu se poate ce face Viera la golul uman, dacă nu mă înșel, la golul 2. Da, golul uman. Este inadmisibil să... Adică face un fel de schimbare de pași, de horă cu ceva, nu știu de unde i-a inventat, de unde i-a făcut. În orice caz, este un jucător care... Din multe puncte de vedere, și aici atacă complet aiurea, decisiv, se elimină la mijlocul terenului, se creează un 2 contra 1 și o simplă formalitate pentru Buș să înscrie. Mă rog, e de apreciat, practic îi dă puțină încredere lui Buș, merită, dar în același timp nu se poate să faci așa ceva ca apărător, să ataci decisiv la...
40 de metri de propria poartă să te elimini pur și simplu. Nici dacă vrei să faci ceva în sensul ăsta nu poți să faci, pentru că te duce cu gândul că acum atât de discutata posibilă prezența lui Regencamp la FCSB este anulată, că echipa merge bine, merge cu 5-0, s-a terminat orice discuție. Eu n-am văzut niciodată pe Hermașan de când a fost preluat de acest antrenor, de Ruben Alves, arătând așa, a mai pierdut meciuri, pentru că evident că orice echipă poate să pierdă meciuri, dar așa niciodată. Niciodată însemnând fără atitudine, fără implicarea jucătorilor, cu spațiile astea în apărare absolut uluitoare, pentru că FCSB a mai avut ocazii în afara golurilor. Nu, de fapt sunt 5 ocazii în prima repriză și este 4-0. Da. În repriza a doua însă lucrurile sunt câteva șuturi, dar dacă sunt să ne gândim, este doar situația de la golul 5, când Tănase are două șuturi, al doilea este învingător și se face 5-0. Și singura situație care o au cei de la Sibiu este în minutul 93, în ultimele secunde, atunci când o minge centrată din partea stângă sau fază fixă, nu mai țin minte bine ce a fost, Fortes are o reluare care cred că e făcută mai mult cu cocul decât cu piciorul care îl are în posesie. Anumite echipe sau anumiți oameni din fotbal pot face speculații pe faptul că la Hermașa este Ana Maria Prodan, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu cedarea lui Caiado și Karanović la meciul ăla cu Slovan. Iartă-mă, iartă-mă că te întreb. Dacă mai dai o dată faza asta înapoi să vezi Carlatache ce poate să facă, un fundat săracul terorizat când era de mare perspectivă pe la Dinamo acum vreo 12 ani, este fantastic. O să revedem, dar vă întreb de chestiunea asta. Se pot face speculații? Pentru că am discutat inclusiv înainte de meci despre modul în care a procedat atunci Ana Maria Prodan, care practic și-a oferit serviciile de a da jucători la FCSB, povestea ca Iadu, că a fost sunat la 10 noaptea să plece spre București, a ajuns la 2 dimineața, da. N-a dormit deloc. Deci din punctul ăsta de vedere, orice este posibil să se facă, nu neapărat ca speculații, ca anumite păreri. Convingerea mea este că exclude-mă de a-mi da cu părerea, pentru că eu am niște judecăți care consider că sunt puțin vechi, ancestrale, într-o oarecare măsură, spre o anumită normalitate care nu mai există la ora actuală. Deci la ora actuală se poate întâmpla orice. Adică inclusiv să se facă anumite interpretări de genul acesta. Nu cred, mai degrabă probabil că o lejeritate nepermisă și nu știu că cei doi antrenori și cel de la Hermannstadt și cel de la Viitorul parcă sunt frați gemeni. E un film cu Alain Delon care joacă și Conte și Bandit și așa mai departe, nu vine în minte acum. Deci cam la fel să petrec lucrurile și aici, pentru că gafele sunt mult prea mari în tot ce înseamnă prestația pe care o au cei de la Hermannstadt. Vreau să ascultăm pe Denis Mann, a marcat și în această seară și practic își continuă prestațiile foarte bune pe care le-a avut în ultima vreme și pune tot mai multă presiune pe Mirel Rădoi pentru a-l selecționa la următoarea acțiune. Denis, felicitări din nou meciului, te-ai obișnuit, nu? Cu această postură deja. Da, mă bucur că am avut reușite și în această seară, că echipa a câștigat, aveam nevoie de cele 3 puncte, suntem la 3 puncte față de lider. Atmosfera este foarte bună la echipă și ne bucurăm. Dar cum a fost? Nu le-ați dat nicio șansă? V-ați propus să-i luați tare de la început? Da, fiecare meci încercăm să luăm adversarii de la început foarte tare. Ne bucurăm în cele din urmă că în această seară ne-a reușit acest lucru. Ne-am mobilizat. Știam că întâlnim o echipă puternică dacă îi lăsăm să joace. Dar am înscris foarte repede și cred că ne-am făcut meciul mai ușor. Tu cum te simți? Ți-ai revenit complet? Simți că ești poate la cel mai bun nivel din carieră? Nu știu dacă sunt la cel mai bun nivel. Mă simt foarte bine. Încerc să mă pregătesc cât pot eu de bine. Și de la meci la meci am reușit să ajut echipa, echipa să câștige. Și asta e tot ce contează pentru mine. Ai reușit, ai 7 până acum în acest sezon. Ești pe primul loc în clasamentul golghetelor. Te gândești la acest titlu? Nu mă gândesc. Am mai spus, intru de la meci la meci, încerc să mă bucur de fotbal, să-mi ajut echipa, cu atât mai mult dacă reușesc să
și îmi scriu, sunt foarte fericit. Dar vezi că va trebui să te lupți cu colegul Florin Tănase, are și el 6. Da. Vedem ce va fi, nu e nicio problemă între noi. Suntem colegi. Ne dorim, nu contează cine înscrie, important este ca echipa să câștige. Îți lipsește Florinel Coman, nu neapărat în acest meci, dar de obicei cu el combina cel mai mult acolo în față. Da, cu mine lipsește, este un jucător foarte important pentru noi, îl așteptăm alături de noi. Din câte am înțeles, cred că e pe punctul de a reveni curând și ne dorim ca el să vină la echipă, pentru că avem mare nevoie de el. Spune-și tu la început, v-ați apropiat la 3 puncte de locul 1 cu această victorie. Cum vezi această luptă? Bine, este devreme încă, dar important este ca noi să câștigăm meci de meci, să luăm cele 3 puncte, pentru că fiecare an am făcut greșeala asta și ne-am încurcat la începutul sezonului. Am pierdut puncte cu echipe mai mici, să spun așa, și asta ne-a costat. Încercăm din acest an să nu mai facem aceeași greșeală. E de vreme, așa cum spui tu, dar pe de altă parte, tu ești aici de câțiva ani, poți să faci așa o evaluare. Simți că poate acum este cel mai bun moment în care să vă luptați pentru titlu? Cum simți nivelul echipei? Ați mai crescut și voi? V-ați maturizat jucătorii care erați considerați tineri în urmă cu ceva sezoane? Bine, în primul rând, cei tineri avem, cred că 2 sau 3 ani împreună jucând și se vede acest lucru. Am început să ne cunoaștem foarte bine și, cum am mai spus, ne dorim să luăm cele 3 puncte la fiecare meci. Da, Denis Man, l-ați lăudat pe Denis Man. Aș vrea să vă întreb. Și mi se pare și oarecum maturizat. Ok, ați avut jucători pe care ați crescut și i-ați dat fotbalul lui mare și primul nume care îmi vine în minte și poate cel mai bun exemplu e Marius Nicolae. Spuneți-mi la Denis Man, la ce ați văzut la el, la ce credeți că ar trebui să mai lucreze? E altceva. Nu, că nu-l compar cu Marius Nicolae. Ca poziție, cu totul. La ce credeți că ar trebui să mai lucreze Man pentru a deveni într-adevăr un fotbalist care să carce, să spunem, pe urmele lui Marius Nicolae? Nu neapărat că îi comparăm ca fotbaliști. Deci, este vorba de șlefuirea lui Man, așa cum văd eu. Deci, să sperăm, de-aia spuneam de o anumită judecată. Judecățile mele au o anumită normalitate care aparține trecutului. Acum se întâmplă niște lucruri care ne surprind din toate punctele de vedere. Nu suntem pregătiți să le înțelegem. Cei care am avut o anumită educație mai veche. Deci, pe undeva, eu cred că Man este un jucător la ora actuală care este foarte important să fie pregătit din secvențele de antrenament spre reușitele din joc. În ce sens? Adică trebuie discutat cu el. Sigur, când ești antrenor, trebuie să stai de la 9 dimineața până la 1 noaptea. Nu stai cu jucătorul la 11 noaptea de vorbă. Dar îți găsești o jumătate de oră în care îl rogi, mai ales cum sunt mijloacele acestea tehnice, să scoată tot rezumatul jocului lui domnul Man. Și te așezi cu el în fața televizorului și te explici, uite aici, calitatea ta care este de bază deocamdată, pătrunderea, în ce situații, când vii lansat. Păi și atunci, în momentul în care îți vin niște mingi, care ești în aglomerare, deci nu poți să-ți pui în vedere calitatea respectivă, pasează imediat. Intră pe ceea ce știi să faci foarte bine până când reușim să-ți îmbunătățim, să spun, jocul de cap, poate un dribling pe spațiile mici, pe spațiile sânse. Pregătește-ți acțiunea în care este eficient. Și asta înseamnă, dă drumul la minge imediat într-un pas când ești în aglomerație, creează spațiu de pătrundere și pune-ți în valoare calitatea de bază pe care este până la ora actuală, pătrunderea cu mingea la picior, din bandă spre centru. Încă o întrebare referitor la Man. Adică simplificarea jocului. Îl vedeți mai degrabă un jucător de bandă sau îl vedeți să facă față și de randament și în centrul terenului? Undeva, să spunem, în spatele atacantului. Adică îl vedeți un jucător de centrul terenului. Asta poate cu timpul, pentru că jucătorii își modifică pozițiile în ani. Deocamdată îl văd un jucător polivalent. Dacă vreți, fac o asemănare când Belloni era până 2002-2003 la Sporting Lisabona, l-a crescut pe Cristiano Ronaldo, avea 17 ani. Corect. Ori Cristiano Ronaldo, din câte mi-am aduc aminte, mai vin așa secvențele acestea, era un jucător care pleca cu mingea la picior pe tot frontul de atac, exact cum face Man. Deci când avea 17, 18, 19 ani, saltul respectiv. După care, la ora actuală, vedeți că este un jucător polivalent
care de cele mai multe ori, spre deosebire de maniera în care s-a lansat, când pătrundea precum man din părțile laterale și înscria, punându-și în valoare controlul, la fel cum are și Messi. Messi, majoritatea golurilor, în proporție de 75-80%, le reușește pornind pe undeva pe piciorul stâng din partea de inter-dreapta. Același lucru îl făcea pe tot frontul de atac Cristiano Ronaldo. Haideți să ne aducem aminte că sunt foarte puține goluri pe care Messi le marchează plecând din partea stângă a atacului lui. De cele mai multe ori din partea dreaptă, la fel cum a început și Hagi. Este, dacă vrei, se numește predilecția, italienii spun frumos, mancio divino, stângacilor de excepție. Paradoxal, îmi vine în timp și fac o comparație. În anii 63-64, când s-a născut prima dată această expresie în Italia, mancio divino, care e dată de ziariștii din timpurile alea, era pentru Mariolino Corso, care paradoxal, deci în momentul acela cu celebrul catenaccio al lui Herrera, era Bedin sau Landini, prietenul meu de la Genova, mă rog, nu mai sunt, care juca un fel de mijlocaș metodist și paradoxal, mijlocaș dreapta era Suarez, iar mijlocaș stânga, că era un fel de 4-3-3, mijlocaș stânga, cu tot blocul venit în apărare, chiar dacă era Jair, era Mazzola, era Peiro, mijlocaș stânga, în poziția stângă, cu piciorul mai mult în exterior, că lovea numai cu stângul, era Mariolino Corso. Spre deosebire de cei care sunt, cum era Gică Hagi, cum este Messi, care preferă să plece din partea dreaptă cu piciorul stâng în interior. Da. Sunt lucruri de finețe fotbalistice. Ok, îl ascultăm și pe antrenorul FCSB-ului, pe Toni Petrea. Până atunci însă vreau deci să... Vorbind cu acest jucător, este capabil de progres. Marius Nicolae, ai făcut comparația asta, era un jucător central. Dacă vrei, pentru mine, un jucător care a evoluat din punctul ăsta de vedere asemănător la începutul carierei lui, a fost Mihalcea. Și oarecum, cu un rol mai mare de jucător pe picior, în partea stângă plecat, Adrian Mutu când a venit în 99. Până să ascultăm pe Petrea, nu e ciudat că Buș e schimbat din nou la pauză în chiar meciul în care reușește să marcheze? Adică pare că o ia pe urmele lui Petre, lui Adi Petre, care era schimbat la pauză indiferent ce făcea. Buș la fel, acum marchează într-un meci în care echipa arată formidabil 4-0 și îl schimb la pauză pe Buș, îl bași pe Dumitru. Este nepriceperea de a-ți crește jucătorii. Da, exact. Deci jucătorul, un jucător cum este Buș, care după părerea mea, am mai discutat de el, da, un jucător de bun simț, un jucător cu calitate, un jucător probabil prea sensibil pentru atmosfera și anturajul de la Steaua și al Bucureștiului, așa mi se pare mie, este un jucător care trebuie să-i dai încredere, deci lasă-l să joace. Vrei să crești niște jucători, îi crești așa cum se întâmplă pretutindeni în lume. Îi pui 2-3 de la început să joace, cum ar fi un Perianu, cum ar fi Dumitru acesta, dar niciun caz un jucător care, eu am spus de la început, ții minte că Buziuc da, n-are ce să caute în distribuția de perspectiva a Stelei. Deci mult mai important este să-ți crești niște jucători tineri, un Dumitru, un Perianu, ce mai e acolo, ce mai... A crescut Bebe Alexa la Academia asta și trebuie apreciat din punctul ăsta de vedere. A făcut niște lucruri extraordinare, sub comanda, mai povestit odată da, chestia spus, asta, al nepotului lui Gigi, Giambazi, un băiat de un bun simț extraordinar. M-am vorbit că eu zic, felicitări, ai crescut jucători, dați-le drumul, aruncați în luptă, că așa să își revine fotbalul nostru. Spre deosebire, număram la niște meciuri și ajungeam la 14-15 străini în teren, la unul din jocuri, dacă nu mă înșel la începutul etapei. Deci e foarte important să crești acești jucători. Este extrem de bine găsit, e foarte important să găsești momentul când îi arunci împreună în luptă, în niște condiții de joc favorabile ca să capete încredere. Pentru că dacă la început nu știi să îi înarmezi cu toate posibilitățile de a se pune în valoare, poți să-i pierzi. Ori când l-am întrebat pe Giambazi, domnule, zic, felicitări, ai făcut o academie. Domnul Dinu, mă scuzați, eu n-am făcut nimic. A făcut un om crescut la Dinamo, Bebe Alexe. Și într-adevăr este un tip crescut, la fel ca și Teja, i-am trimis și pe el
la Coverciano, a făcut școala la Coverciano, pasionat cu acești oameni să face performanță. Da, nu v-am întrebat întâmplător de Buș. Și el stă, iartă-mă și închei, bebe din câte știu, vine la 8 dimineața în Berceni și pleacă la 11 noapte. Păi așa se face fotbal. Despre Buș v-am întrebat pentru dacă că... Dacă îți place treaba. Realmente, nu neapărat că m-a surprins, că știm tot ce se petrece la FCSB, dar agentul lui explică în această săptămână, este vorba de Bogdan Apostu, agentul lui Buș, că Buș a sunat pe Gigi Becali să-l roage frumos să-l lase mai mult timp pe teren. Și Gigi Becali i-a promis că îl va lăsa. Iar la meciul cu Clincenii de-a trecută l-a lăsat, în sensul că l-a lăsat încă 15 minute. E, o etapă a durat. De asta spun că acum, practic, îl schimbă la pauză, făcându-i mai mult rău după o primă repriză reușită. Că au fost poate multe meciuri în care merita să fie schimbat. De ce mă provoci? Mă provoc să fiu apărător rău în deposedări verbale. Deci, este inadmisibil, după părerea mea. Bine, nu vreau să intru în profunzimea acestui aspect al celor care sunt reprezentanții jucătorilor. E foarte important ca acești reprezentanți ai jucătorilor să facă o diferență totală în ce discută ei cu jucătorul lui, și nu e treaba lor, pentru că ei doar îi reprezintă datele de contract. Din punct de vedere al prezenței pur fotbalistice, trebuie să discute antrenorul. Iar chestii de genul ăsta, să discut eu ca impresar, să discut cu jucătorul momente pur fotbalistice, sper că această așa zisă meserie, care acum vreo 14 ani, 15 ani îmi povestea Blatter că nu e posibil, că ia cam vreo 17-18% din banii fotbalului anual și că este dispus să o taie, să o scoată la, în afară, sigur, n-am făcut-o pentru că a venit un peșcheș de undeva și s-a liniștit. Nu, este normal să existe și asta, dar sunt lucruri separate. Eu îi creez condițiile de contract ca reprezentant al jucătorului, presupunând că el nu știe să se orienteze, să-și facă contractul. Da, probabil că e nevoie. Deși sunt și mulți. Lui Totti a făcut cineva contractul? Nu, dar pe de altă parte, domnul Dinu, să ajungă depinde Buș, de personalitate. Să ajungă Buș să-l sună pe Gigi Becali să-i spună am rugămintea să mă lăsați mai mult pe teren. Asta este exact ce spuneam, eu nu sunt pregătit să interpretez anormalități. Faptul că a aflat îi aduce dezavantaje. Nu, e dezavantaj total să te duci să te rogi. Dezavantaje că nu, se va răzbuna pe care... Probabil că... Da, în momentul ăsta... Iartă-mă! Ăsta poate să fie motivul în care ăsta este motiv. Oricine, da? Oricine constată că pentru acest jucător, și de aici se duce precum gripa, nu? Autoritatea antrenorului este desfințată. El trebuie să discute cu antrenorul. Numai jucătorul cu antrenorul în etape. Și eventual jucătorul, antrenorul trebuie să discute și cu acest conducător, dar nu se amestecă. Da. Deși lumea nu știe. Lumea nu cunoaște. Ți-am mai povestit odată mai de mult. Marele Milan, creat începând cu 85-86 de Berlusconi, este o combinație între Sacchi și Berlusconi, care îi plăcea fotbalul și mergea de la 5 ani. Dar bine, tactul lui Il Cavaliere, lui Berlusconi, la Arcole, unde am fost, și am avut și o discuție, fiind un tip încântător, șarmant Berlusconi, și aici, când a venit cu Adrian Năstase, erau niște relații când România mai conta. În fine, Berlusconi îl chema de multe ori pe Sacchi, care l-a luat de la Parma, dar l-a luat cum de la Parma? L-a luat, zice, dom'le, am Natale și care mergi pe mentalitatea lui Milan și așa mai departe și ar fi bine să vii să lucrăm împreună, da. Și la urmă, când a văzut, zice, stai, dom'le, dar m-ai chemat și văd că angajamentul care mi l-ai făcut la Milan e mai mic decât aveam la Parma. Păi n-a fost vorba de bani, a fost vorba să reușim fotbalistic împreună. Deci e tactul acestui om. Deci se zice, și știu precis lucrul acesta, că de cele mai multe ori Berlusconi își permitea să cheme pe Sacchi și să discute cu el cum se întâmpla și în fotbalul trecutului. Adică să fiți convins că un Ienei sau un Traian Ionescu sau un, eu știu, un Nelu Nunweiler sau chiar un Nicușor sau chiar eu discutam cu unii conducători în care ne verificam ideile, dar care erau de vreo 20-30 de ani în fotbal, oameni de muzică. Asta e altceva, dar eu mă îndoiesc că un jucător de la Milan îl suna pe Berlusconi să-i ceară voie să stea mai mult în teren. Berlusconi nu făcea schimbări. Nu făcea nimic. Singura problemă care se știe să vorbea, deci Berlusconi a mers până acolo încât a făcut transmisiile pe ce avea el Canale 5, l-a făcut cu 16 camere și a schimbat, dacă vrei, optica transmisiei sau regia transmisiei. A făcut cu 16 camere și l-a rugat pe Sacchi,
Știi ce se întâmplă? Aș vrea să dăm o imagine de ansamblu. Uite, o să pun câteva camere deasupra și joacă echipă scurtă ca să transmitem la televizor blocul de joc al echipei. Simțea fotbalul, pentru că de la 5 ani taică-sul dusese pe mână, de mână pe San Siro. Dar doar intervenea de maniera asta, nu-i spunea. Singurul de care se zice că s-a rugat de câteva ori de Sacchi, fă-mi și mie un hatur. Azi îl călcam în picioare pe fratele meu, pe Belodedici, că l-am prins cu șocarici, cu nu știu cine, că a salvat Dinamo. Deci, fă-mi și mie hatârul să joace Il Genio. Și Sacchi, care era un tip inteligent, totuși. Dacă ajungeți-vă aminte, ochii lui Sacchi, care sunt ca doi cărbuni, zice, cine e Il Genio? Savicevici, feblețe mea, să joace. A fost povestea cu Capello. Nu, și cu Sacchi a avut-o. Capello a stat puțin, nu? A stat puțin, la Capello a încercat Sacchi ceva cu Savicevici. Da, mă rog, juca, că avea... Nu, era... Deci am avut și eu această întâmplare. Luați-o cum vreți. Cu cine? E interesantă și o spun cu toată responsabilitatea, cu Postănicu. Când eram antrenor, Postănicu era un tip care răspunsese de echipa viitor. N-are sens să le povestim. Buzărin mai știe, Ioanițoaia mai știu lucrurile. Era antrenor unde? Era antrenor la Dinamo. Ok. Și era un tip care îi plăcea fotbalul. El fusese alături de doctorul Tomescu. Dumnezeu să-i odihnească pe toți. Deci el fusese responsabil din partea, cum să spun, UTC-ului de atunci, de echipa viitorul, care în 60 a câștigat turneul UEFA și a rămas după aia 2 ani de zile o echipă care juca în prima divizie. El împreună cu doctorul Tomescu și cu mai mulți, avea antrenor pe Ola și pe Gorgorin, care câștigaseră turneul acela. Ce a intervenit la dumneavoastră pentru ceva? Nu, el știa fotbal, Postănicu. Și venea și mă întreba câteodată, vorbea cu mine și îl văd și acum, aș bătea țigara, maestre. Eu nu mă pricep la fotbal, dar te rog să te gândești. Fii atent la tact. Nu și în alte domenii. Deși și în alte domenii, eu când am cerut să văd, domnule, spune și mie dosarul meu. Păi ce, tu n-ai dosar, tu ai niște dulapuri. Păi zice, dă-mi și mie o hârtie în care văd și eu un verdict de-a lui Postelnicu. Și mă rog, asta era până în 91 cu profesorul Măgureanu, îl cheamă pe Cristian, ia dă-mă o hârtie cu Cornel, vedem pe unde e. Și vine o hârtie strict secret, înregistrare IDEB directă pe emisător pe la baterie, strict secret în dreapta, și începea o delațiune a unui tip care mi-a dat seama, citind cu lehamite primele două rânduri, cine e. Venise după mine când eram în perioada la Cluj 87-89. Și era interesant că mi-a confirmat un foarte bun prieten care a lucrat și ani de zile până de curând în sistemul respectiv. Era scris deasupra în dreapta, deci în 1988 se întâmpla asta, să fie TKS liniuță TAT în continuare. Cum scria el. Și se pare că a avut sute de astfel de decizii în care amâna niște verdicte diabolice, traumatizante pentru niște persoane. Se zice. Dar îmi spunea de maniera asta și cu asta închei subiectul. Maestru, eu nu mă pricep. Dar vezi, îl ai pe Augustin, îl ai pe Dragnea ăla care e un jucător mai mobil, știe cu mingea, te rog eu frumos, gândește-te, eu nu mă pricep. Matale știi mai bine, că Matale ești cu ei toată ziua și știi, ceea ce avea era adevărat. Zice, poate îl tragi puțin mai înapoi pe Dragnea asta, că e mai constructiv, pasează mai bine și împinge-l mai mult la bătaie pe bulgarul ăla, pe Augustin, că la ține la tăvăleară, deci cu capul intră până aia. Și avea dreptate. Deci și Postelnicu avea impresia că se pricepe la fotbal. Asta apropo de ce spunea și Hagi, că mulți cred că se pricepe, de fapt ei nu se pricep. Domnule, era un sfat ok, dar nu înseamnă că se pricep la fotbal. Cine nu primește sfaturi, să curăță pe mâna lui. Da. Trebuie să asculți, să știi de pe cine să asculți. De la oricine poți să înveți. De exemplu, da, asta, și cu asta închei. Nu înseamnă că Postelnicu nu se pricepe la fotbal. Nu. Eu nu știu, cred că se pricepea mai mult la fotbal decât la nebunile alea care erau în perioada aia. Dar am să spun, exista un, și cu asta închei, lucruri interesante. Magazionerul care l-am găsit eu la Dinamo în 65 când am venit, Neanicu-l chema, figură mare, zicea că n-a tras Vasile Roaită sirena, el a tras-o la Gribița în 30 și ceva. Atunci zicea că a fost și balerin la Tănase cu Tănase și nu știu ce, avea niște dansuri.
când erau meciurile pe 23 august, încurca ghetele de multe ori și sărea piții. Iar ai bumă la Ghiocelu, nu vezi că mi-ai pus gheata în altă de la meciul? Când aveam niște ghete de talpă, făcute pe comandă, unde era velodromul, unde e distrugere la ora actuală. Și ăsta, Traian Ionescu cu Angelo erau antrenori. Două caractere total diferite. Unul pașnic, unul era dinamită, Traian Ionescu. Dar ținut foarte bine de două persoane care iubeau fotbalul. Generalul Staicu, care crescuse la Unirea Tricolor, și colonel Turtureanu. Și îl întreba pe Neanicu, ajunge cât un jucător. Ajunge câte 10 în fiecare vară și intrau în echipă unul sau doi. Da. Neanicuțu, cum e ăsta? Nea Traiane, e micuci, bre, nu e de noi. Bine, bre, și-l dă la o parte. Nu era de noi, micuci. Haideți să ascultăm și pe cel care... Să știi că trecutul trebuie studiat mereu, că altfel nu știm ce facem cu prezentul și cu viitorul. Toni Petrea, care în acte este antrenor la FCSB. Să vedem ce spune. Bună seara, domnule Petrea. A spus înainte de meci că vreți să marcați multe goluri. Vă gândeați chiar la 5? Bună seara din nou. Nu mă gândeam chiar la 5, dar știam că putem să ne creăm mai multe situații de a marca și chiar ne-am creat și mai multe de cât am reușit să marcăm. Și mă bucură faptul că n-am primit gol pe altă parte. Și o victorie muncită, o victorie foarte frumoasă. Țin să felicit jucătorii pentru această victorie. Simțiți că vă apropiați de nivelul de joc pe care îl doriți? Sunteți echipa cu 22 de goluri, dacă nu mă înșel, cu 9 mai mult decât următoarea clasată în această ierarhie. De departe, echipa care marchează cel mai mult. Da, sunt preocupat de un joc ofensiv. Îmi place să atacăm, să ne creăm situații multe de poartă. Vedem, noi luăm fiecare meci în parte și căutăm să obținem maximul de la fiecare joc și în același timp să ne și îmbunătățim jocul prestat. Ce înseamnă pentru Buș acest primul gol? Cât de mult credeți că îl va ajuta și de ce a fost schimbat la pauză? E o problemă sau în continuare apelat la această rotație? Da, mă bucur că a marcat. Aveam 4-0 la pauză. Am considerat că este momentul prielnic să vedem și alți jucători la lucru, care au jucat mai puțin sau chiar deloc, cum e cazul lui Răzvan Luaidă. Și astea au fost considerentele pentru care l-am schimbat la pauză. Ce spune faptul că sunteți echipa din campionat care are media de vârstă cea mai mică? Cred că e un lucru îmbucurător și ar trebui, dacă se poate, să fie urmat acest exemplu. S-a încercat foarte mult la viitorul, mai sunt câteva echipe. Cred că e un lucru bun pentru viitorul fotbalului românesc, mai ales că noi, toți jucătorii care am în ea, sunt români. Ce se mai aude cu Florinel Coman? Când revine la antrenamente sau dacă a revenit, când va putea și juca? Este în programul de recuperare. Nu știu cât de rapid va fi recuperarea lui. Sper ca până după acțiunea echipelor naționale din noiembrie să revină. Sper. Ați urcat în clasament. Sunteți pe locul 2 la doar 3 puncte de Craiova. Da, asta e obiectivul, să ținem aproape, să ajungem pe primul loc și să ne menținem cât mai mult timp posibil acolo. Important este să acumulăm cât mai multe puncte, întrucât vom ajunge în play-off și acolo punctele se înjumătățesc și cu cât ai mai multe puncte, cu atât e mai bine pentru acel play-off. Echipa e în cel mai bun moment din acest început de sezon, marchează mult, s-a apropiat de primul loc, 3 victorii consecutive. Cum vi s-au părut toate acele discuții care au fost în ultima vreme despre posibila revenire a lui Laurențiu Reghin? Că am știut că aveți o legătură foarte bună. Ați și vorbit? Poate ați glumit despre acest lucru? Nu. Am mai discutat pe acest subiect. Am o relație foarte bună și una normală cu familia Reghin Camp, numai cu Laur. Nu s-a pus problema, n-am discutat nimic pe tema asta. Nici nu mi-am permis să îl deranjez, să zic așa, după ce s-a întâmplat acolo, chiar nu știu ce anume au fost, care au fost problemele. N-am vorbit absolut deloc pe tema asta cu Laura. Dar cu cine credeți că a ținut în seara aceasta? Eu cred că tot cu FCSB, normal, nu? Această victorie la scor, dar mai presus de această victorie, jocul prestat de FCSB, credeți că poate fi un semnal pentru celelalte rivale că anul acesta FCSB o echipă care trebuie să fie luată serios în calcul pentru titlu? Aș vrea să nu ne ia în calcul, să ne lase așa, să venim din urmă, dacă să pot spune așa. Pe mine mă interesează că, așa cum am declarat de la începutul sezonului, ca de la meci la meci nivelul jocului nostru să crească și implicit rezultatele să vină, să câștigăm meciuri și cât mai multe puncte.
Au fost câțiva jucători tineri care au evoluat și astăzi. Cum vi s-au părut Simion, preferat în locul lui Ovidiu Popescu? Cum da, s-a mișcat? Simion a făcut un joc foarte bun, ținând cum că e primul lui meci ca titular, într-o poziție care lui convine, mijlocaș central, atât el cât și Șut, chiar și Răzvan Oaidă cât a jucat, au intrat destul de bine. Sunt mulțumit de ei, aștept în continuare la antrenamente să fie foarte bine cum a fost și până acum și să intre în echipă să joace și mai mult. Despre Man și Tănase nu vă întreb, sunt deja certitudini, sunt confirmării, dar Moruțan pare că este într-o pantă ascendentă. Da, Moru are o atitudine fantastică și la jocuri și mai ales la antrenamente. Mă surprinde plăcut reacția lui și sper din suflet să o țină tot așa și chiar să-și îmbunătățească și mai mult jocul. Da, am stat pe Toni Petre. Avem și două faze de arbitraj, Cristi, da. La acest meci. Nu că ar conta foarte mult la scorul acesta. 5-0. Da, haideți să le vedem. Feșnică, arbitra, minutul 14, o intrare pe care o are Romario Pires aici. Chiar dacă joacă mingea, arbitrul a considerat că a venit cu picioarele sus și în momentul în care vii cu picioarele de asemenea manieră cu talpa după ce e doar faul sau și galben. Este măsură disciplinară și galben pentru că a venit cu talpa. Am înțeles. Și mai avem o fază minutul 43 cu un posibil penalti pentru FCSB. Aici bine, el fluieră faul în atac aici. Da, mult mai puțin decât ce s-a întâmplat la meciul Craiova-Dinamo. A dat fault în atac pentru că jucătorul apărător a fost împins de atacant, dar a fost împins pentru că la rândul lui acest jucător e a luat fost în brațe în duel. Acum nu știu identic cu ce s-a întâmplat cu Puliș, cu Marius Zantin. A pus doar mâna, l-a luat în brațe. A pus mâna stângă și merg împreună în aceeași direcție cu jucătorul apărător. Arbitru așa considerat. Da. Bun, o să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Nu înainte însă de a vedea, pentru că în această seară, cred că nu s-a terminat un meci absolut fabulos în seria. Milan cu AS Roma sunt minutele de prelungiri. În acest moment scorul e 3-3. Dar la 1-0 pentru Milan, după ce Ibrahimovic a marcat, Roma a egalat după gafa lui Tătărușanu. Tătărușanu care a beneficiat de faptul că Donnarumma încă nu s-a terminat. Se vede că nu are continuitate în meciurile oficiale. Asta e explicația? Una dintre ele. Am înțeles. Pauză comercială, ne întoarcem și continuăm analiza cu meciurile din această rundă de Liga 1. Da, ne-am întors în emisiune, continuăm, spuneam că facem și analiza celorlalte partide și ajungem la Sepsi Dinamo. Înfrângerea ca înfrângere, nu e nici prima și nici ultima pentru Dinamo, dar modul dar sunt patru la rând. Sunt patru la rând, da, și asta e dramatic, dar cred că cel mai dramatic este modul în care a arătat Dinamo în acest meci. Da, din nefericire, din ce în ce te așteptai la o anumită creștere, la omogenitate în timp, plecând de la ideea însă că s-au adus 13-14 jucători după celebra vorbă populară, cred eu, atunat și a adunat. Și aici e o discuție amplă, complexă. Cine a adus, cum i-a adus, cine i-a reprezentat pe spaniol, cum i-a reprezentat. E o întreagă saga, dacă vrei, o întreagă poveste. Cert este că, după părerea mea, s-au adus mult prea mulți jucători. Nu s-a făcut o distinție între ceea ce a fost și ceea ce ar trebui să fie. Eu, având o discuție cu la dorința lui Cosmin Contra, care, indiferent că nu prea am fost tot timpul în relație cordiale, rămâne un, eu știu să înțeleg, iert și păstrez amiciția și țin foarte mult în continuare la copiii care au trecut și care i-am crescut și au avut performanță. Iar el a venit în 1996. Eu am avut o discuție doar cu Pablo Cortasero și după aceea am avut o discuție cu doi din această echipă foarte mare de conducători pe care a adus-o. Dar discuția mea a fost foarte simplă. Discuția care am avut-o cu Cortasero, care se pare că e pasionat de fotbal, i-am spus istoricul Dinamo și simplitatea pe care o văd eu, care trebuie adusă la Dinamo, în primul rând cu o infuzie de capital ca să anulăm, să nu trecem de la dezastru în egoiță, la aproape o sinucidere, dacă ne gândim la patru
înfrângeri consecutive. Sigur că părerea mea este că s-a greșit, mult prea mulți jucători au fost aduși, 14 jucători, la un moment dat, la partida aceasta au fost 4 sau 5 noi, 6 jucători dintr-o legiune, hai să spunem, hispanica, mă rog, hispanica a fost și a lui Traianus pe la Benevento, care era tot așa vreia din Hispania. Jucătorii nu vi se par totuși că au o calitate mai mare decât cea mai din jucători... calitate individuală, mă refer. Ajungem și la asta. Deci, din punct de vedere al calității jucătorilor, se vede pe ei că au o anumită educație primară, poate superioară jucătorilor de la noi. Mă refer la unde au trecut ei, pe la academiile spaniole. Problema care se pune este că, excepție fiind doar probabil Gonzales și poate oarecare Irba, mi se pare, celălalt Lopez, celălalt fundaș, restul n-au jucat de 3-4 luni minim. Deci au fost luași ca jucători liberi. N-a fost o legătură între, să spun, bordul care a venit în România și au venit ca mulți, că sunt vreo 4 la Academie. Eu am vorbit doar cu Cortasero, care a văzut că m-a sunat și în seara asta. Și nu mă pare să spun lucrul ăsta. Da, confirm, Cortasero chiar înainte de a intra în emisiune l-a sunat pe Cornelie. M-a sunat pentru că el știe ce se întâmplă în România, este oarecum îngrijorat de toate zvonurile sau de toate pozițiile care se iau. După părerea mea, nu cele care ar trebui din punct de vedere normal. Și bineînțeles că este într-o manieră îngrijorat, iar ai văzut foarte simplu, deși eu vorbeam și spaniola acceptabil și eu și Mircea Lucescu încă din 70, după 90 n-am mai vorbit spaniola, deși am fost 10 ani. Am observat că v-ați descurcat bine dialogul. Mă descurc, știu despre ce, dar eu am spus foarte clar, domnule, până eu am vorbit istoricul Dinamo, ca să înțelegi ce e aici. Și după părerea mea, cum trebuie simplificate lucrurile, câțiva 2-3 spanioli, 2-3 români care au de-a face și pornind la treabă. Spuneți-ne... Eu am preluat, însă am avut această discuție după ce transferurile erau făcute. Erau deja făcute, am înțeles. Aducerea de... Eu am mai discutat cu doi tipi care mi-au făcut o impresie bună din anturajul lui Cortasero, că au venit mulți. E vorba de Jose, care mi-a plăcut de el, care a fost căsătorit în România. În fine, a luptat până beretele roșii comandourile spaniole. Ce-a dorit să vă transmită Cortasero în seara asta? Că e mai important, cred. Da, el mi-a transmis, probabil că ai simțit discuția, că n-a fost prea lungă, a fost foarte scurtă și la obiect, că el este dispus să ajute Dinamo, că se spun foarte multe lucruri care nu sunt conforme cu adevărul, iar eu am închis-o clar. Domnul Cortasero, lumea așteaptă să veniți cu banii care i-ați promis. Restul sunt vorbe. Ăsta a fost finalul discuției și fondul discuției, care este incontestabil. Acum, să înțelegem ce s-a petrecut de la aducerea acestor 14 jucători, din informațiile mele. Vezi că nimeni nu discută de unde s-a făcut legătura aceasta între Dinamo. S-a vorbit foarte mult în presă de reprezentanții români ai spaniolilor. Mă rog, nu vreau să intru în niște amănunte, cine sunt, cum sunt. Problema este că preluând această echipă cum a preluat-o, lucrurile nu au fost clare de la început. Și am să-ți dau un exemplu. Nimeni nu știe, încă de la prima discuție care a avut loc la Săftica, lucrurile foarte clare când preiei ceva. Preiau ceva, în momentul acela știu cât mă costă, ce preiau, cum preiau, cum vin cu banii, nimic nu s-a spus din punctul ăsta de vedere. Mai mult decât atât, te pune pe gânduri, știind că Negoiță vrea de vreo 2 ani de zile, din mai multe puncte de vedere, i s-a spus, i s-a cerut, familiar, nefamiliar, mai de sus, mai din colțuri, dom'le, ți ajunge cât ai făcut comicăria asta cu Dinamo, dă-o, și sigur că sunt oameni care au o anumită poziție în societatea românească, care au participat la istoria lui Dinamo și nu e indiferent ce se întâmplă cu ea. Pentru că eu am spus și reiau, în perioada când era, de exemplu, Borcea, un simplu om de administrație la Dinamo și eram președintele Badea, lucrurile au mers bine. În momentul când s-a făcut o asociere cu vreo 7-8 ani și a început balamucul. Deci, în momentul de față, este foarte clar că raportul, agreement-ul sau ce este un contract, pe unde a fost dus, pe unde n-a fost dus, între grupul acesta Cortasero și vechea societate lui Negoiță, nu este clar. Pentru că
din informațiile mele, banii aceștia care au venit de la Liga, acum 230.000, și care au venit datorită faptului că eu și cu Eftimescu am semnat pentru prelungirea mandatelor de prezență în Consiliul de Administrație. Eu fiind în Consiliul Administrației lui Dinamo, da, înainte de 2000. Dar e foarte interesant, pentru că dacă nu se făcea această trecere și ajungere, și în special prin un aport care l-a avut, care e un dinamovist, mă refer la Marginean, registrarea Registrului Comerțului, banii intrau la vechea administrație, la Negoiță, pentru că se cereau încă 45 de zile. Și e interesant că prima dată apare o informație că în raporturile de preluare a lui Dinamo de către grupul acesta spaniol, Benel, cine credeți, eu am niște rezerve deocamdată, până nu văd banii, mă gândesc la cu totul altceva. Și atunci aș dăm voie să mă gândesc numai eu și mai mulți. Deci acum a apărut prima dată că în acest moment trebuia achitată și o anumită cotă din înțelegerea dintre grupul spaniol și Negoiță de 150.000 de euro. Și dați-vă seama că dacă s-au obținut, de la Liga a intrat 230.000, s-a amânat această plată. Deci eu știu că cerințele pe care le are Negoiță și în perioada când am încercat eu să fac bine la Dinamo cu un grup de suporteri, și îmi pare rău că s-a creat, nu mi-am dat seama că este o fractură de fapt între suporteri. Iar ideea mea a fost numai ca împreună cu toți să reușim ceva, dar ruptura era deja între ei. Și am căzut pe undeva la mijloc, dar mă rog, reparăm lucrurile. Se pare dramatic dacă discutăm de sume de genul ăsta care nu sunt... Păi, probabil, din ce mi-ai explicat, o să revină Negoiță la... Nu. Păi nu. Să-ți zic, i-a spus la telefonul Cortasero nu cunoaște că nimeni cu banii, da? Și el ce a spus? Ca să simplificăm lucrurile, el a spus, nu e nicio problemă, zic, dom'le, trebuie să plătite salarii. Am intrat în amănunte, de unde au venit jucătorii, da. Că știu că nu i-a adus el. Okay. I-a adus un amic, toată legătura asta română-spaniolă s-a făcut, cum am scris, la o masă, ceea ce mi se pare mai mult decât periculos. Deci trebuie pentru salarii? Nu, banii pentru salarii, a zis, se vor plăti săptămâna viitoare și trebuiesc banii pentru societate să meargă mai departe. Pentru că eu când am avut discuție și am explicat ce este Dinamo, i-am explicat, domnule, eu știu că din relațiile care am avut cu suporterii, pretențiile unei Negoiță erau în jurul la 3 milioane și ceva de euro. Ce ar fi investit el în timp, cât l-ar fi costat Dinamo? Deci probabil că tot la fel este, dar... problema care se pune este că este o înțelegere între ei, probabil, te duce cu gândul la așa ceva, că trebuia plătit o rată din acești bani, 150.000, care s-a amânat, deci banii n-au venit. Iar că mă întreb ce a spus și cu asta închei, mi-a spus că el deja a discutat cu avocatul și că se gândește la, cum se spune în spaniol, aumento del capital, de o creștere, o mărire a capitalului social, cu 10 milioane de euro. Și ai văzut foarte bine, să vedem, fă plățile pentru că e nevoie de bani. Și am încheiat discuția. Pentru că s-a angajat la așa ceva. În această seară, Cortasero v-a spus că, practic, salariile se plătesc cel târziu săptămâna viitoare. Nu, și sunt niște... Și mărire de capital de 10 milioane de acestea. Nu spun ce s-a întâmplat acum. Am auzit asta, se pleca banii din bancă, că a fost o greșeală. Dom'le, lucrurile nu sunt în regulă. Din toate punctele de vedere, dacă stăm să ne gândim ce-i până acum. Deci, eu mă gândesc, dăm voie să fac comparația asta, aveam venea în minte așa, pentru că nici mie și nici la vreo 2-3 dinamoviști, plus aia zecile de mii aia de băieți dinamoviști, care trebuie respectați, că au venit cu vreo 600 și ceva de mii. Plus că pot reprezenta pentru viitor și trebuie să ai grijă de ei, pe dacă vorbim de civilizația spaniolă, relația între club și suporteri, ei sunt capabili să facă, au ajuns la 10.000 de cotizanți, dar dă-le puțină încredere, pentru că ei pot să vină cu un milion pe an, ceea ce înseamnă foarte mult pentru bugetul lui Dinamo. De câte ori ați față în față cu Cortasero? O singură dată. Ce impresie v-a lăsat? Dincolo de... Așa, ca om. Un tip pasionat de fotbal, un om dinamic, dar care are și momente în care tace despre altceva în ceea ce se întâmplă între ei. Nu poți să-ți dai seama. Mister, și care e impresia mea? Părerea mea e că ei au sub... Ce scuze? Nu, și mă gândesc că toate datele de până acum, dăm voie să fac o comparație pe undeva, seamănă mai mult, mi-aduc aminte că în România până anii 70 s-a jucat prima dată Revizorul de Gogol, care pleacă de la o novelă teribilă cu...
celebrul Hristakov, care e un mic funcționar de la Petersburg, și vine într-o gubernie să controleze. Și revizorul care aducea pe undeva cu controlul, cu perioada aia trăită la noi, era făcut de Pintilie, mi se pare, la teatrul la Bulandra, și cred că juca, dacă nu greșesc, a fost o reprezentație. Deci era o formă de păcăleală. Datele de până acum, dacă sunt să ne gândim că inclusiv Cosmin Contra este cel care a spus că de o lună de zile trebuie să vină niște bani. Și acum vezi că totul s-a amânat. Iar și problema cu stadionul este datorită unei directive universale date de Ministerul de Finanțe să amâne debitele respective. Problemele nu sunt clare, sunt extrem de periculoase și ceea ce mă sperie pe mine este faptul că nu s-au pus de la început lucrurile și nu se poate trata preluarea lui Dinamo la o masă undeva în Spania între pasionați de fotbal. Este dramatic. Da. Mister Râmcescu, am impresia că ei au subestimat fotbalul românesc, au avut impresia că dacă aduc niște jucători care au o anumită valoare, trebuie să recunoaștem, față de ce a existat înainte, dar nu au meciuri în picioare, ei n-au luat în calcul că totuși fotbalul românesc este la un nivel la care ei, dacă această echipă cu jucători buni nu au răbdare să le facă relații de joc, să pregă un antrenor, are nevoie de timp în momentul în care vin 14 jucători ca să facă o echipă. Când zic echipă, care o echipă care construiește, se apără, posesie, care finaliza, are omogenitate de joc. Bineînțeles. Dar ce, nu ai există. Ca să nu mai vorbim că au jucat cu Sepsi. Care... Sepsi. Ai informații că n-au răbdare cu Contra? Păi nu, din momentul în care ei se miră că pierd. Noi știm că au venit atât de mulți jucători. Că noi doi, dacă preluam Dinamo, aveam forță financiară și aduceam jucătorii așa și pierzi 4 meciuri, sincer, și eu eram nemul. Adică ce spun? Într-o echipă, nu. Deci nu e așa. Plus că au jucat cu Sepsi, care, stai puțin, Sepsi. Dom'le, acolo există o siguranță, acolo există omogenitate, că s-a construit un proiect serios. Iartă-mă că îmi permis să te întrerup, și un antrenor bun, după părerea. Bineînțeles. Care este Leo Grozav Contra și care... la finalul meu. Contra, spune, care bănuiesc că știe mai bine decât noi. Dacă ar juca salariile, așa a spus Contra, nu Dinamo ar fi în primele trei. Nu, mi-aduc aminte de voluntari care au adus campionatul trecut jucători, când au fost la retrogradare, și ne minunam cum în retur sau în play-out au ajuns să câștige etapă de etapă. Păi da. De ce? Pentru că au ajuns jucătorii să aibă relații de joc. Au adus jucători mai buni decât au avut anul este precedent. Este admisibil, să spunem așa, din perspectiva lui Contra, că acum îl analizăm și pe el. Să pierzi 4 meciuri la rând având acest lot, despre care el spune, repet, Contra, că este cel mai bun lot la echipă de club la care a lucrat, poate, ca antrenor. Cel mai bun. Nu. Așa spune el. Nu, din păcate, părerea mea este că s-a greșit aducându-se în masiv 14 jucători. Trebuie să aduci de fiecare dată, te gândești în timp. Deci, Dinamo, ca să revină, eu am spus de multe ori, și nu numai eu, sunt medici care spun, de multe ori timpul vindecării este exact cu timpul îmbolnăvirii. Deci dacă noi suntem de vreo... Nu să calculăm că în 2017, când Dinamo s-a bătut ultima dată pentru titlu, sunt 3 ani de zile. Dar ca să reconstruiești o echipă, strategia, după părerea mea, trebuia făcută altfel. Și n-au fost întrebați oamenii care știu cei cu Dinamo decât după ce lucrurile erau făcute. Aduci 14 spanioli, aduci 3 la Academie, eu le-am spus, domnule, zic, stați puțin. La Academie s-au produs niște jucători de către... Da, domnul Dinu, dar eram aici împreună când analizam fostul lot al lui Dinamo și când puneam pe hârtie, dumneavoastră spuneați că n-ați oprit 4-5 linie. Da, una e să ai jucători și alta să ai echipă. Pentru că lucrurile au început să se strice dramatic din vara trecută, când au fost aduși 11 jucători. Asta da, Și din care atunci eu ți-am spus că doar vreo 3-4 aveam. La fel cum neexistând un fir diriguitor din 2013, că eu am avut 2-3 discuții cu, la început, atunci când încă mai eram un fel de administrator delegat, și sigur că a venit cineva care a zis, nu mai e nevoie de Dinu, că am venit eu și știu eu ce-i cu fotbalul și conduc eu. În momentul ăla i-am spus, domnule, te rog frumos, domnule Goiță, ai preluat de unde ai preluat, într-o situație dramatică, mai erau 3 investitori, țineți minte, da. Borcea lăsase procentele lui Săbulescu, mai era Badea, care Badea a fost ultimul care a băgat niște bani la echipă. I s-au executat niște garanții de 3600.
la Banca Veneto, din care 1.600.000 de maniera negoiță zice, păi eu preiau, aia e garanție, e debitul lui Badea, să și-l plătească el. Și el și-a plătit banii Badea. Da, e un litigiu între ei. Deci în momentul acela trebuie să-ți dai seama că politica a fost total greșită, n-a avut nimic cu ceea ce înseamnă strategia lui Dinamo. Adică creștem jucători și s-au crescut jucători la Dinamo. Nu întâmplător, până acum un an de zile, aduceți-vă aminte că Dinamo se bătea la grupa de 17, de 18 ani cu Viitorul, eu vin cu Răduță. Ok, eu înțeleg și deci, argumentul dumneavoastră. Deci, nenorocirea care a fost? Că jucători gen Nedelcearu, gen Costache... Au fost vânduți, când... da? Imediat. Okay. Spuneți că s-a greșit, că s-au adus foarte mulți jucători și ești de aceeași părere cu... Deci, cu atenție! CFR Cluj, în 2017, când iese din insolvență, urmează fix aceeași politică. Dar fix aceeași politică. Aduce jucători foarte mulți, un lot întreg, cu salarii mari, liber de contract, exact cum face Dinamo, și îl pune pe Dan Petrescu, cum face și Dinamo cu Contra. Și CFR performează imediat, ia campionatul. Oamenii au putut acolo. Nu, e diferență, cred eu, între jucătorii care i-a adus CFR-ul atunci. Bineînțeles. Erau jucători care jucau totuși, nu erau jucători aduși, cum am scris eu, de la pescuit, mulți dintre ei cu pauză de doi. Erau jucători care poate evoluiau. Poate că jucau, da. Domnule, dar jucau, ca CV și ca nivel, nu e diferență între Culio și, iar cum nu știu, Borja Vaie, de exemplu. Cum să-ți explic? O echipă este ca o exagerată comparație. Hai să spun... O echipă este ca o montură de bijuterie. Deci ai exemplu, eu l-am cunoscut, interesant, la Roma, îmi plăcea să stau de vorbă cu el, era bijutierul lui Mussolini, care era pe Corso. Era un iranian care avea vreo 80 și ceva de ani. Și îmi făcea plăcere să mă duc cu el, să vorbesc cu el de istorie. Și el mi-a arătat, zice, domne, societatea ca să performeze este ca o bijuterie. Vedeți, eu am aurul aici, e o brățară. Dar ca să merg, să brățara asta să aibă valoare, trebuie să pun aici un diamant, aici un safir, deci aici e o artă. La fel și la o echipă. Nu aduc în masă, aduc ce am nevoie, reparația nu poate să vină peste noapte, cum s-au mințit atâția, domne, am adus 14 jucători, câștigăm campionatul, nu se poate. Da. Timpul reparației de multe ori e egal cu timpul distrugerii. Spuneți-mi dacă... Și după părerea mea, trebuiau adus 4-5 jucători de am care înțeles. Aveai nevoie, păstrați câțiva jucători tineri și aruncați cu curaj în luptă, okay. Gen Mihaiu, gen cine vrei tu, poate chiar Neicuțescu, Slăbici... Ca să trecem și la celelalte meciuri, spuneți-mi, aveți informații sau impresia... Deci acum seamănă mai mult cu revizorul de Gogol. Că va fi sacrificat Cosmin Contra? Nu am informații. Citesc și eu ce vedeți și citim cu toți în presă, mă minunez, eu și împreună cu dinamoviști care stăm de atâta timp, de, eu am mai fost și eu pe acolo niște ani, am mai jucat, am mai antrenat, am condus clubul, dar sunt și suporteri. Oamenii ăștia suferă, domne, nu poți să-i duci cu vorbe, e nevoie de fapte la ora actuală. Deci s-ar putea pune și problema aceasta lui Contra, de ce? Pentru că, din câte îmi dau seama, n-a fost o continuitate între personajul X care a făcut aducerea de jucători, care se zice că a fost Malero Marin. Aduceți-vă aminte că Malero Marin a intrat într-o discuție cu Andone și cu un alt reușit reprezentant al spaniolului, Toni Curea, acum vreo 8 luni de zile. Ți-mi minte, Dănuțe? Că tu ești mai tânăr la mulți ani, că azi e și ziua ta, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Deci, lucrurile sunt diferite. Oamenii ăștia le place fotbalul, cum se spune. Probabil Cortasero. Eu am cunoscut doar doi oameni din tot ce s-au dus, vreo 5, cu mari probleme. Deci pe acest băiat care mi-a plăcut, care a luptat și în legiunea străină, eu am ceva așa romantic în mine de fiecare dată și care mai știe ce-i cu România, și un tip care este un fel de ziarist cu experiență, cum ai fi tu peste vreo 10 ani. De exemplu, alaltă noapte, doamna Pătrașcu îmi dădea manuscrisul prietenului meu, Dumnezeu să-l odihnească, Dan Pătrașcu. Și îmi dădeau lacrimile când mă uitam cum arăta echipa națională până 1971 la Novi Sad, cum arăta Dan Pătrașcu cu mine pe colo, pe colo, cum era cu Conu Jean Barbu și cu Căbulea și cu toți, nu mai sunt între noi. Deci era o problemă de melancolie. Părerea mea este că selecția, aducerea de jucători a făcut-o Malero Marin. Oamenii probabil că au mers pe încredere, au zis, domnule, ăsta e specialist, dar el era casierul lui Gică Craioveanu. Gică mi-a spus că îi dădea salariu. Dar de aici până aduc diamant să-l pun pe brățară sau aduc un ciop de sticlă și atunci e fals total,
lucrurile sunt extrem de periculoase, pentru că una a fost aducerea de jucători și cu totul alta o eventuală strategie comună. Lucrurile n-au concordat. Bun, o singură fază de arbitraj avem aici, una care e destul de clară, cu un offside, dar haideți să s-o vedem. Da, un gol marcat de Dinamo și offside. Evident că a fost anulat pentru o posibilă offside la Sorescu. O să se vadă la reluare. Bine, se și fluieră înainte ca mingea să intre în poartă, dar ca idee a ridicat un pic târziu. Asta a fost singura... Pentru că poziția este clară, că are 2 metri în offside, destul de târziu. A vrut să vadă dacă joacă mingea. Nu poate să, când vezi că el clar urmează să joace mingea, poți să ridici mai repede. Da, abia aici, ridică, că n-a făcut perioada pe cap. Acesta a fost. N-aș vrea să trec mai departe, domnul Dinu, fără să-mi spuneți câteva vorbe și despre Sepsi, pentru că a arătat realmente foarte bine echipa asta. Dom'le... Eu aș începe cu ceva. Deși sunt atâtea polemici false, sigur că există răi și la noi și la unguri. Eu m-am înțeles totdeauna foarte bine cu ungurii. Părerea mea că acolo la Sepsi este ceva foarte serios construit. Președintele la care un om la locul lui au o anumită jucătură, o infrastructură care ar fi trebuit să vină și din România, dar din nefericire vine de la Orbanul celor din Ungaria și nu de la Orbanul nostru. Un om care nu apare, nu-l vede nimeni. Un om care a așezat pe lângă el un director de fotbal care este Cornel Schweitzer, din nefericire este dinamovist, sau din fericire dinamovist și un băiat de mare bun simț și de calitate, are probabil că 2-3 sfătuitori, așa cum este pretutindeni, că nu poți da unul singur. Când ești dictator, deși ai trecut Rubiconul și devii dictator precum Cezar, glumim în istorie, după aia vine... Brutus și cu Caius și când vrei să faci tu dictatură, bagă cuțitul în tine. Da. Ferească Dumnezeu să nu se întâmple și cu pe la Dinamo lucrurile astea. Eu știu cu Cosmin, eu l-am rugat să aibă putere în continuare să dreagă lucrurile. Problema este că n-a existat un fir dirigător. La Sepsi există, după părerea mea, există un realism, există o civilizație a conducerii echipei și există niște oameni cu judecată. După părerea mea, Leo Grozavu este un om care, eu l-am avut și o perioadă, un băiat de bun simț, a fost un jucător bun, un om care știe jocul și care, părerea mea, toți, mă rog, acum trebuie să citesc din Boanchi și să-i dea Dumnezeu somn în noaptea asta, cu ziaricii lui, nu se poate să-l critici în halul în care a fost criticat, mai de ureche când l-a luat pe Golov ca ăla. Care a revenit la Leo. Nu există, dar nu există. Ala a fost și un fără... gest reprobabil al lui. Domnule, vrei să-ți explic ceva? Nu e de încurajat, dar... Eu am asistat când eram puște, aveam 17 ani la Dinamo, pe Dumitrache Traian Ionescu, Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi, cred că l-a bătut de vreo 5 ori. Asta nu înseamnă că a fost bine, domnul Dinu. Ori ajungi mare jucător, ori mor de mâna mea. Era o corecție care la un moment dat, de frică, omul devine de multe ori performant. Ce an? 65-66. Nu putem rămâne tot timpul ancorați în anii. Lumea bun, evoluează. Bun, alte a vreme. Evoluat. Ferguson ce a făcut lui Beckham în... Bun, și asta nu sunt exemple pozitive. Dați exemplu, să luăm exemplu ăsta? Nu. Când dispare frica, moare democrația și se alege praful potează de societate. Ce a făcut și jucătorul și asta e important. Când a dispărut frica, legea, să alege praful de societate cum e la noi acum. Bun, discutăm până în pauză de publicitate și despre Craiova-Clinceni. Nu s-ar fi așteptat nimeni să piardă Craiova acasă cu Clinceni după 7 meciuri la rând. De ce a pierdut? Dom'le, sigur că sunt în Craiova-Clinceni sunt două părți diferite. Este vorba de prima repriză în care e un joc echilibrat. E adevărat, domină Craiova, nu mai are claritatea în atac fără Colici și fără Mihăilă, da. Clar. Da. N-a mai avut capacitatea de filtrare a mingilor, de punere în valoare a atacanților pe care au de obicei Nistor cu Cicăldău. Acest Poinaru face o impresie bună. Un băiat la locul lui, un băiat civilizat. Sigur că nu putea să-i aibă licență pro, că cine dă licența pro în România e o nenorocire. Omul a dovedit cu fapte și a așezat foarte bine blocul funcțional,
a închis culoarele pe care puteau să paseze Cicăldău și Cunistor. S-a așezat foarte bine în apărare. Nu l-a mai avut pe Patrick, ăla care a terminat meciul cu FCSB în ultimele 5 minute, etapa trecută. Și jos pălăria pentru felul în care și antrenează împreună cu Marin Dună echipa. Oameni de bun simț, uite-te când apare la televizor. Vorbește simplu, vorbește curat, vorbește din suflet, spune niște lucruri logice, de fotbalistice, spre deosebire și nu mai vreau să fac comparații. Dar este tot meritul lui. Sigur că în repriza a doua, față de un raport de ocazie la care eu l-am văzut de vreo 4-3 în favoarea Craiovei în prima repriză, sunt situații foarte mari, foarte mari în repriza a doua, pe care le ratează Craiova. Deci în repriza a doua raportul este cam de 6-1 în favoarea Craiovei la ocazie, din care vreo 3 sunt mari. Dar pe undeva există celebra vorbă buturuga mică răstoarnă carul mare. În momentul când joci la sacrificiu, când te închizi, când reușești să blochezi armele forte ale adversarului, și șansa îți râde și pleci cu victorie al optelea val fiind fatal pentru Bergodi. Despre doi jucători de la Craiova vreau să vă întreb. În primul rând, ce impresie vă lasă acest atacant, Ivan Mamut, dacă ar fi să-l comparăm și cu Colici, nu neapărat prin raportarea lui la Colici. Vine dintr-un fotbal croat, dacă nu mă înșel, la care te aștepți la mult mai mult. Deocamdată, bine, e cam extremă comparație, dar trebuie să o fac, că mi-a trecut până minte, luați-o cum vreți. Deci când eram mic și mă aducea tăticul meu și cu maică-mea, Dumnezeu să-i odihnească, la unchiul John, care să avea o vilă întreagă vis-a-vis de Fântâna Miorița, mergeam de foarte mult la Antipa. Și la Antipa, când intrai acolo înăuntru, vedeai scheletul unui mamut imens. Deci și eu am impresia că băiatul ăsta, după nume, aducea mamut pentru că e lipsit total deocamdată de mobilitate. Adică e înțepenit ca mamutul ăla care îl vedeam eu la intrarea în Antipa. Deci nu-mi pun mari speranțe în el. Și al doilea jucător, despre Nistor. Mi se pare că a progresat la Craiova? Nu, este din ce în ce mai oscilant. Adică am convingerea, deci de fiecare dată știi că vorbeam cu tine de multe ori și cu Cristi, când un jucător joacă bine și are niște scădări în randament, trebuie să te întrebi ceva să petrece cu el, să intri în intimitatea lui, să vorbești cu el, să te gândești problemele de care le are acasă, problemele de la antrenament, cum reacționează. Deci sunt lucruri de mare sensibilitate și care trebuie să făcute când ai marea bucurie de a, prin ceea ce ai făcut alături de jucătorii tăi, să vezi că echipa joacă plăcut și câștigă. Părerea mea este că are cu totul alte preocupări, este oscilant, se apropie probabil spre apusul carierei și nu mai are continuitatea care a avut-o într-o perioadă la Dinamo. N-a confirmat sub nicio formă la CFR Cluj, a strălucit de câteva ori la Craiova, dar de la un meci la altul sunt niște oscilații de randament, adică de la bine trece la mediocru și după aia mai se duce, se apropie de bine. De gândit, părerea mea este că e în scădere și lucrul ăsta se vede, chiar și Cicăldău la meciul ăsta n-a mai avut claritate. Bun, ne oprim din nou pentru o pauză comercială, o să ne întoarcem și câteva vorbe și o analiză scurtă și pentru restul meciului. Da, am revenit în emisiune, continuăm analiza etapei, ajungem la Voluntari CFR. Era un meci important pentru CFR după victoria de la Sofia. Dan Petrescu schimbă din nou echipa, păstrează doar 3 jucători, Deac, Burcă și Bălgădeanu. Nu, sunt 8 jucători, să zicem noi. Care noi, da. Da, 8 exact. Jucători noi. Dom'le, el are lot totuși, da. Are lot, are din ce să schimbe. Nu, în mod normal, părerea mea, schimbările astea nu diminuează prea mult o formulă ideală de echipă. Deci sunt tot pe acolo, pentru că ei de cele mai multe ori folosesc foarte bine momentele fixe și pe undeva greșelile speculează la timp greșelile adversarului. Și de data aceasta jocul a fost destul de plat. N-am remarcat nimic ofensiv în prima repriză. Mai echilibrată într-un fel, n-au fost ocazii de poartă. Și bineînțeles că în repriza a doua a fost suficientă o fază în mișcare, în care după centrare, parcă din partea dreaptă pe colțul lung, s-a fost o minge pusă, Itu se găsea în apropiere și de acolo s-a scris istoria partidei. Dar, ca de obicei, se poate afirma
că realismul de joc al lui Dan Petrescu este dus la extrem. El care a stat, de fapt, a stat în tribună. Că a fost suspendat. A fost suspendat, a stat în tribună. Deci realismul ăsta este dus la extrem și el profită foarte bine pentru o disciplină de joc, prin momente în care destul de des începe cu pressing, cu un bloc avansat pe construcția incipientă a adversarului, după care se blochează foarte bine. Deci este un joc cu izvoare 100% din realismul italian și bineînțeles că are câțiva jucători care pot face diferența. Și special la campionatul nostru vedeți ce a însemnat Deac la echipa națională și iată că aici s-a cam jucat cu defensiva voluntarilor în câteva faze. Bine, Deac spune el singur că în ultimele două luni n-am jucat nimic. El a spus după meciul de la Sofia în care a dat gol, a dat o pasă de gol. Are și bancă, CFR-ul are banca, au rezerve, are lot, are de unde să aleagă. Au în jur de 26-27 de jucători din care faci două echipe bune, după părerea mea, peste jumătate din echipele din campionatul nostru. Da. Păi, practic, acest prim 11, repet, doar trei oameni au fost la start și cu CSKA Sofia, da? Meciul din cupa. Bălgădean, Burcă și Deac. Și echipa a arătat foarte bine. Și a arătat excelent. Păi da, pentru că au lotul foarte valoric, un lot care le permite să aibă rezerve și să schimbe meciul, să schimbe echipa chiar dacă meciurile se sfășoară la interval de 3 zile. Da. Vreau să vedem aici o fază de arbitraj foarte importantă. În minutul 84, Cristi, da, pentru că cumva pe transmisiunea meciului a trecut așa neobservată. Era 1-0 pentru CFR. Dă fault în atac, Rusandu, aici. Da, pentru că este o fază foarte grea și pentru asemenea faze trebuie VAR-ul. Avem jucătorul în albastru, atacant, îl denumim, care ciupește, duce piciorul spre minge. Mingea venea în partea dreaptă a apărătorului, duce piciorul spre minge. Da? El atinge mingea, dar nu poate să o joace corect, pentru că apărătorul care a fost surprins de intervenția atacantului, uitați-vă, deci duce spre mingea atacantul și lovește apărătorul peste gleznă, în spate. Îl lovește în călcâi. Și modifică piciorul de lovire, care devine și piciorul de sprijin, piciorul stâng, și este motivul pentru care cade atacantul, pentru că a fost lovit neglijent, spun eu, de apărător. Nu se acordă măsură disciplinară, dar vorbim de o lovitură de pedeapsă, fiind în interiorul suprafeței. Jucător crescut la Dinamo, Ciobotariu. Adică spui că e greu detectabilă faza la viteză normală, tipul meciului, exact, tipul meciului. Da, este foarte greu de detectat. Păi de ce să vin eu cu Pulici sau să vin cu băiatul ăsta alalt, cu Bas sau cum îl cheamă, stopper, când îl aveam pe Ciobotariu în casă, da. Unde nu-i cap, vai de echipă. Adică tu spui aici că dacă exista VAR, era penalti pentru voluntar, nu? Da, nu, oricum trebuia să fie penalti, da. Nu știu dacă te-am lămurit, adică te pricep la arbitraj, acum tot vorbești de faze de atâta timp. Jucătorul atacant duce piciorul spre, pe lângă apărător, duce da, adică, piciorul nu, spre minge. Da, adică vreau să văd dacă atunci când duce piciorul îl incomodează pe Denis Ciobotariu. Incomodarea apare ulterior din luftul sau din elanul pe care și l-a luat apărătorul să lovească mingea. Da? Nu este intenție, dar e fault. Da, exact, negligență, nu este nicio intenție, nu este măsură disciplinară, dar decizia corectă era lovitură adică, de cum pedeapsă. Spune românul, a călcat în străchini. Da. Lovește peste călcăi. Îi trage una. Și da. Când am făcut la faza dată cu încetinitorul, s-a văzut clar. Clar pentru noi, care avem reluări și slow motion. Da, uite că îmi dă Liviu Mănorache o informație interesantă, apropo de lot și ce discutam noi aici și mai devreme și de Sepsi. Că și Sepsi a avut o bancă bună de unde au venit Fofana, Golovka și mai sunt jucători acolo. Au luat 3-4 jucători de care aveau nevoie. Adică, cum îmi spune Liviu Mănorache o secundă, CFR și Sepsi sunt singurele echipe din Liga 1 care au făcut toate cele 40 schimbări în primele 8 etape. E cel mai bun argument că practic au loturile cele mai consistente. Sunt echilibrat, adică, posturile. Adică sunt echilibrat și mental și comportamental și merg pe ceea ce înseamnă omogenitate și continuitate, care sunt secretul firesc
al reușitelor. Până asta reușești, da. Până omogenitate și continuitate. Viitorul FC Argeș... Marile echipe, iartă-mă, marile echipe de-a lungul timpurilor... Că le știam Federos, sau ce spuneți? Sigur. Da. Viitorul FC Argeș, 2-2, dar o înfrângere evitată în minutele de prelungiri pentru Viitorul. Un alt rezultat surprinzător, ca și rezultatul de la Craiova, dintre Universitatea și Clinceni. Deci, să spun, interesant este că în prima repriză nu avem decât o singură fază. Viitorul se apropie într-o oarecare măsură de posesia cu care ne-a obișnuit în anii precedenți, dar nu mai au eficiența posesiei atât în ceea ce înseamnă schimbarea direcției de joc, cât mai ales transformarea ei în finalizare. Nu întâmplător, singura fază de poartă este penaltiul din prima repriză care l-are Argeșu și care conduce cu 1-0. Iar în continuare, dacă stăm să ne gândim, chiar dacă în Viitorul joacă mai mult în teren, se închide destul de bine Argeșu. Interesant, cu un antrenor secund, nu mai e Badea, care e un bun teoretician, dar vezi că până la teorie, practica te omoară, cum zice românul. Deci, în repriza a doua, totuși, situațiile sunt și de o parte și de alta. Adică, interesant este lejeritatea. La primul este o imprudență nepermisă la penaltia lui Mladen. Da. Iar la faza a doua, la fel, Malele. Un firul de cu mălăiele, probabil. De acolo, Melele acesta prea ușor jonglează sau mișcă, așa zisa, defensiva Viitorului și reușește șutul ăla inspirat în colțul scurt care îi duce la 2-0. Iar șansa este fantastică în repriza a doua pentru Viitorul, care egalează din penalti în final. Dincolo de faptul că au avut niște jucători indisponibili din cauza că au fost pozitivi cu coronavirus, totuși, mi se pare că strategia Viitorului se îndepărtează foarte mult de ceea ce Hagi a tot încercat să facă la acest club, și anume, jucători tineri și jucători români. La acest meci, dar nu doar la acest meci, Viitorul a avut doar 2 jucători eligibili pentru regulă, deci practic pragul de jos, mai jos nu putea pentru că era obligată, da. Deci doar 2 jucători. Da? Ciobanu și Mățan. Iar străini cred că au fost 5, dacă nu mă înșel. Mulți. Pe el știe ce are la grupele de copii, ceea ce vine din urmă. Și el promovează jucătorii tineri care merită. Nu ți se pare merită. Că este surprinzător fix când numai e la antrenor să se producă chestiunea asta cu un antrenor străin? Ai perfectă dreptate. Deci sunt 5 jucători străini, dacă stăm să ne gândim la Dussault, la Martinez acesta, celălalt stopper, și la De Noyer, care și la... Bine, De Noyer este de vreo 3 ani pe acolo. Da. Dar nu convinge. Are așa un fuleu mai greu când trebuie să lovească mingea. După care apare acest Gastaniaga sau, mă rog, basc la mijlocul terenului. Da. Bineînțeles că Lucasen și acest Fernandez. Deci ai perfectă dreptate. El juca cu 1-2 străini și restul toți în academie. Da. Era De Noyer, de exemplu, și mai îl găseai pe Eric. Sau poate la un moment dat mai în trecut Boli, care era stopper. Sau Boli, care era stopper și care după aia a plecat la Cluj și așa mai departe. Dar acum se schimbă total componența echipei. Nu e în regulă după mine. Și la fel cum am spus în ultimele săptămâni, se reconfirmă în joc, în dinamica jocului, faptul că posesia pe care Gică o gândea de a schimba tot timpul mingea fiind în cadrul propriei echipe, de a schimba direcția de joc și de aici de a se ajunge la situații de a marca și avea situații foarte multe. De data aceasta cred eu că posesia e mai mult în serviciul unei finalizări mai rapide, nepregătite și care de cele mai multe ori se poate gândi că prinde defensiva adversarului bine așezată în teren. Deci nu mai are nici elementul surpriză prin rapiditate și nici elementul surpriză prin atac în dreapta și finalizez în stânga, schimbând foarte repede direcția de joc. Pentru că, nu întâmplător, fotbalul aduce foarte mult cu arta bătăliilor războiului. Deci arta este să duci, prin mobilitate, să aduci o forță în plus, surprinzătoare pentru adversar. Concluzia este că Hagi nu intervine asupra, chiar dacă se pricepe,
în calitate de patron, nu intervine asupra antrenorului. Două faze de arbitraj, de fapt cele două penaltiuri pe care acest arbitru debutant, da, un fost jucător de fotbal cu un meci la Liga 1 și s-ar putea să avem surprize plăcute, o să-l mai urmărim. Deci Moroiță. Da, cele două urăm succes. Faze de penalti. Aici. Aici este un penalti de manual. Imposibil să-ți scape așa ceva. Cu marele. Da. Este un penalti clar. Îl lovește, vede, piedică fără măsură disciplinară. Arbitrul este corectă. Și penaltiul din final. Aici nu ne ajută... Nu am cum să contrazic sau să vin cu argumente în favoarea arbitrului, doar că am surprins un cadru mai interesat să văd dacă arbitrul putea să descopere această incorectitudine sancționată. Și am făcut un stop cadru acela, este grupul de jucători, arbitru are o poziție bună, se uită la ei. Faptul că a fluierat imediat având o poziție bună și noi neavând argumente care să-l contrazicem, nu putem să-l dăm. Argumentul că este penalt, știi care e? Gabi Matei, cel care este eliminat. Nu. La finalul meciului, la flash interview, este întrebat de fază. Și a spus, da, l-am lovit, n-am vrut să-l lovesc cu cotul, probabil a fost prea mic, că era vorba de mățat, nu l-am văzut și l-am lovit. A spus. Atunci, deci, practic, încheiem discuția din moment ce chiar jucătorul care faultează recunoaște chestiunea asta. Bun, gaz metan Botoșan, victorie pentru Botoșan, dar tot așa pe final, cu un penalti ratat de Oghenda și cumva este o altă echipă a Botoșanului, cu foarte mulți jucători noi, pentru că alții au plecat. Ofosu a plecat, Dugan Zic și a plecat și el Câmpanu, la fel a plecat. Ce impresie vă lasă această echipă a Botoșanului? Este adevărat, prin prisma la ceea ce a plecat, te gândești că sunt niște pierderi. Probabil că sunt niște rațiuni financiare pe care le are Ieftime de a da niște jucători, de a aduce jucători mai tineri și de aici de a rezolva bugetul. Și aici aș face o paranteză care e foarte importantă, care se leagă și cu Dinamo. L-am văzut pe Iustin Ștefan, care zice, domnule, în toată lumea, când apar offshore-uri, sunt, și vorbeam cu Lupescu la UEFA chestia asta, se cercetează de unde vin banii în aceste offshore-uri. De exemplu, la Manchester United, îmi spunea Ionuț, principalii conducători sunt doi tipi din America care au un offshore, dar nu finanțează ei. E un întreg grup de firme și acest offshore al lor. Deci, recunoscând domnul Iustin Ștefan că legislația noastră iar este în urmă pe picior greșit, apropo de transferul de ADA, ca să vedem de unde vin banii. Pentru că e foarte important să vedem dacă există bonitate financiară și siguranță financiară, care trebuia să existe și în cazul lui Dinamo, cum mai sunt câteva echipe care îți dau de gândit în acest punct de vedere. Pentru că vedeți că vrând nevrând ne întoarcem la ceea ce înseamnă primii secretari de altă dată, unii ajutau fotbale, altul nu, se făceau fel de sângeri de bani. Cert este că la Botoșani, după părerea mea, sunt niște oscilații în care mâna lucrătorul apare mai pregnant în momentul în care se impune pe niște jucători, de exemplu, care sunt periculoși pe finalizare, mă refer la Keita, la... dacă vrei pe undeva și la Roman Așkovski, care este un jucător care a confirmat și confirmă în continuare. Deci el merge pe câțiva jucători care i-au confirmat și aduce câțiva jucători care, cred eu, compensează foarte mult prin disciplină și efort fizic. Câteva faze de arbitraj la acest meci. Minutul 45 este primul galben pe care îl încasează de Baco. Haideți, vedem fazele. Cristi, te rog. Da. Să le analizăm rapid. Aici. Da, o intrare imprudentă, da, care se sancționează clar cu avertisment, piciorul sus. Clar. Nu ții cont de consecințe. Bun, minutul 58, penaltiul Botoșaniului și eliminarea lui Baco, pentru că de asta am prezentat faza de mai devreme. Să vedem și primul cartonaș galben. Avem o poziție câștigată a atacantului, care scapă cu portarul. Jucătorul apărător încearcă să lovească mingea, dar atacantul protejează bine, a dus piciorul între minge și piciorul apărătorului și a obținut această lovitură de pedeapsă. Se dă cartonaș galben pentru că
nu se sancționează și cu eliminarea așa cum se făcea conform regulamentului și prevederilor. Pentru că el caută să face mingea. Dacă l-ar fi tras sau împins, era roșu direct. Dacă vă vorbeam de o ținere sau împingere, fără încercarea de a juca mingea, doar de a-l opri, atunci era roșu. Am înțeles. Decizie corectă. Minutul 70 este un posibil penalti pentru Botoșani. Penaltiul respectiv a fost acordat, a fost ratat de Urghenda. Nu este penalti, pentru că doar îl atinge la piciorul stâng, dar nu suficient. M-am uitat foarte atent la această fază. Jocul bărbătesc nu acceptă asemenea dueluri și asemenea căderi spectaculoase. Eu totuși aș vrea să spun că este consecvent croitorul, are și el niște oscilații, sare din entuziasm în dramă, de multe ori prea rapid, dar totuși este consecvent, este o echipă care joacă, domne, se duce pe, joacă un fotbal complet. Da. I-am văzut rar să se închidă în apărare. Inclusiv etapa trecută la CFR, da, sau cum te-o etape, când au avut foarte mulți jucători lipsă, au jucat fotbal. Așa, da, au jucat fotbal și nu, da, întâmplător raportul ocazilor este în fiecare repriză favorabil. Da. Minutul 75, Butean lovește pe Roman. Aici doar arbitrul de rezervă ar putea să vadă. Din punctul meu de vedere nu putem să vorbim de o eliminare, pentru că îi pune mâna undeva la nivelul gât, piept, nici de cum la nivelul feței. Încearcă în să-l oprească, gât, să se deplaseze, dar n-ai cum să descoperi atât timp cât și poziția este corectă arbitrului și trebuie să stai cu fața la minge. Motiv pentru care colegii, și aici mă refer la colegii arbitrului, rezerva, ori asistent, în special rezerva, că este mai aproape, trebuie să-i semnalizeze, să-i strige în cască, faul, 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 arbitru oprește jocul și după care dă măsură disciplinară, cartonaș galben. Dacă vezi faza asta la VAR, galben, da? Cartonaș galben. Ok, asta avem. VAR-ul nu cheamă pentru așa ceva, doar dacă era vorba de cartonaș roșu. Ok, minutul 79... Un alt posibil penalti pentru Botoșani. Aici o fază discutabilă. Discutabilă pentru că dacă lăsăm jocul bărbătesc, nu sancționăm așa ceva. De ce? Avem în primă fază, atacantul a pierdut, să zic, a mers pe exterior, a pierdut oarecum o poziție care să-i permită să ajungă la minge, mai repede decât portarul, dar nu știu dacă s-ar fi întâmplat. Și am lucrat puțin faza, dacă o să-mi caute colegii, în care el pune inițial mâna în față. Uitați-vă, mâna dreaptă a atacantului. Ei merg braț la braț, adică după care apare o ușoară, nu știu dacă o numesc ținere sau nu, dar, repet, provocată și de atacant care a pus mâna în fața apărătorului. E o fază discutabilă. VAR-ul nu cheamă arbitrul pentru așa ceva dacă nu fluieră. Tu zici că s-ar pune problema doar dacă îl ține? Doar dacă îl trage, evident. Haideți să vedem, să mai vedem celelalte reluări, pentru că mie mi se pare că îl lovește peste picior. E o impresie, nu spun că așa e. Aici nu este lovire, doar aici, pentru ținere. Aici, îi dă cu piciorul drept peste gheata dreaptă, aici. Da, nu, e mult prea puțin. Nu, poate, da, e, da, mult, nu, prea puțin. Nu, e mult prea puțin. Uite aici. Mici. Și atenție foarte, mare. Foarte puțin. E mult prea puțin, okay, ca să dai puțin pentru așa ceva. Bun. Mai analizăm faze de arbitraj și la meciul dintre Astra și Poli Iași, pentru că și aici avem câteva. Și care scorul se scrie pe finalul meciului. Ok, câteva vorbe despre meci și apoi vedem și faze. Interesant este că aici sunt două momente. Eliminat Cristea, minutul 30. Da. Pe undeva este în inferioritate Iașu, dar jocul este totuși echilibrat, 0-0 la pauză, după care minutul 52, la al doilea cartonaș, mi se pare, este eliminat și Gheorghe, deci se face o egalitate. Diferența însă este foarte interesantă, pentru că, după părerea mea, sunt la situația chiar de 1-0, dacă nu mă înșel, primul gol marcat de Găman după vreo 3-4 ani, cred. Sunt vreo două situații extrem de periculoase pe care le salvează Lazar, portarul celor de la Astra. Iar diferența se face în final și prin inspirația lui Budescu și prin penalti. Patru faze de arbitraj. Minutul 30 este eliminarea de care vorbea și Cornel Dinu. Contestată atunci pe teren de Pancu. Dar nu. Este o lovire intenționată. Da. Merge cu talpa pe genunchiul tibiei, asupra tibiei adversarului.
nu duce piciorul spre minge și a dus talpa. Am și surprins momentul în care avem un full contact între crampoane, da, și genunchi, tibia, adică fără nicio scuză, în momentul corect în care mingea era în stânga, da? A fost eliminat jucătorul sau singurul jucător de la Iași care respecta regula, să spunem, și este singura variantă sau posibilitatea în care poate să joace fără singura, că poate să fie și accidentat, să se accidenteze, da, să mai ales să schimbase și pe... Exact, pe și dacă joacă unea cu om mai puțin... Bun, vedem și eliminarea lui Valentin Gheorghe, când s-a produs practic restabilirea numerică pe teren. Da, vorbim de o măsură disciplinară, al doilea cartonaș galben, corect acordat, pentru folosirea brațului ca unealtă la nivelul feței. Aici deja vorbim de cartonaș galben clar, nu lovire, o desprindere mai galben mult așa. Galben mai avea unul decisiv. Și corect mai avea unul corect, cartonașul galben acordat, al doilea în picioare. Ok, fază de penalti pentru Astra, minutul 83. Vedem un jucător, o să spuneți de ce, vă explic de ce zâmbesc. Avem, da, un jucător care își mărește suprafața corpului. El plonjează cu mâinile lateral și știe acest lucru cu scopul de a-și mări suprafața și a opri o minge, după care zâmbesc pentru că el se ține de față și, da, încercând să inducă în eroare. Uitați-vă aici la el ceva cum se ține de față încercând să sugereze arbitrului că l-a lovit în față. N-avei cum să ne zâmbim. Bun, sunt tertipul, are, da, da, jucătorilor, asta e. Nu poți să oprești, deci, un jucător să nu apereze la așa. Vede mingea și își duce chiar ambele brații, da. Deci, bun, și cartonaș galben pentru că mingea se ducea spre poartă. Spre poartă și încă o fază, celălaltă, iarăși un penalti clar, care nu comportă discuții, bine depistat de către arbitru. Corect cartonașul galben. Da, da. Bun, spuneam, CFR Cluj, singura echipă care are 0 în dreptul înfrângerilor. Craiova e bătut acasă de Clinceni, dar rămâne pe primul loc, 3 puncte peste FCSB și CFR. Sepsi sus în clasament, a urcat și Botoșani. Surpriza e UTA, care e pe poziție virtuală de play-off, UTA fiind o nouă promovată. Și Chindia stă bine, Clinceni de asemenea stă, exact, stă și ea bine. Dinamo, priviți, este antepenultima, la egalitate cu FC Argeș și are etapa viitoare, practic se va juca cumva ultimul loc, pentru că Dinamo o va întâlni pe Astra repede și etapa următoare în Liga 1. FC Argeș voluntar, Dinamo Astra, exact ce vă spuneam, Clinceni Sepsi, interesant meciul, Botoșani UTA, Hermannstadt Craiova, Poli Iași Viitorul, CFR Gazmetan și etapa se închide la Giurgiu, se va juca meciul dintre Chindia și FCSB. Mulțumesc mult, domnul Dinu, mulțumesc mult, Cristi, pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, noapte bună, ne revedem mâine, seară de UEFA Champions League.